O incursiune în poveștile Teatrului Pod este prilejuită de renovarea Casei de Cultură a Studenților. Mulți podari sunt astăzi figuri celebre ale teatrului românesc și nu sunt puțini cei care își aduc aminte cu nostalgie de începuturile lor în acest loc. Tradiția decorării pereților de către studenții de la Universitatea de Arte se păstrează de mai bine de jumătate de secol. Mărturie stau mozaicurile în culori estompate. În ultimii ani și desenele au devenit din ce în ce mai vii și studenții sau masteranzii de la restaurare și-au lăsat amprenta asupra acestui spațiu. A venit astfel și rândul artistului Radu Culchet să ia în posesie foaierul Teatrului Pod. Cine este acest artist și de ce ar trebui să îl urmărim, ne spune curatoarea Ioana Marinescu. Radu Culchet este numele artistului de azi. Poate ați trecut vreodată pragul barului lui. Din păcate s-a închis acum ceva timp, dar oamenii încă rețin numele personajului urban, care a devenit acum identitatea artistică a lui Radu Burduj. E de dat zoom in și zoom out în lucrările lui Radu Culchet, pentru că întotdeauna ai acțiune și dinamică și o mie unul lucruri care se întâmplă într-o singură scenă. Am plecat practic de la acest model din spate, care este aproape identic cu peretele pictat de Ione Munteanu, unul din fondatorii Teatrului Podul, iar ușor am inserat actori și regizorul Cătălin Naum, am pictat și pe dânsul, care aproape 40 de ani a lucrat în acest loc și pe mâna căruia au ieșit foarte, foarte mulți actori cunoscuți și iubiți de noi toți. E o întâlnire inedită a artistului cu peretele. De obicei o să-l vedeți lucrând în carnețele mici, la o scară mult mai mică, dar a acceptat această provocare. Arta murală e o pasiune mai veche a artistului. Trebuie să subliniez că este și un bun portretist. Și este o asociere inedită, pentru că își coreografiază personajele în ipostaze foarte cinematografice și teatrale. Lucrările lui parcă ies din pagina caietului de schițe și vor să interacționeze cu privitorul într-un mod dinamic și vivace. Despre istoria locului și despre lucrurile ce urmează să se întâmple în acest spațiu cu tradiție ne vorbește Mihai Munteniță, actor al Teatrului Național din București și coordonator al activităților Teatrului Pod. Radu Culchet, artistul de astăzi, vine să repare, să întregească, dacă vreți, o verigă lipsă din istoria Teatrului Pod, care s-a înființat în anul 1968 la inițiativa unor studenți pe care îi chema Ione Munteanu, artist la arte, Magda Bordeanu și Grigore Popa, cei doi artiști la regie, clasa Radu Penciulescu. Și, practic, Radu reface sau aduce în modernitate pictura din interiorul Teatrului Pod, pentru că atunci când studenții, mai sus amintiți, au primit spațiul de la autoritate de atunci, de la directorul Casei de Cultură, să își desfășoare activitatea de regie, de punere în scenă de spectacole, spațiul era neprimitor, era un spațiu cu pereți albi, care nu arăta niciun fel. Și practic acești studenți au început să aranjeze spațiul ca să-l facă creativ. Proiectul a început din anul 2019, cu studenți de la arte și țintim către umplerea tuturor pereților din Casa de Cultură să nu mai fie nicio pată albă. Cu siguranță la Casa de Cultură a Studenților încep să se reanime spiritele, iar noi vă vom aduce vești despre acțiunile lor viitoare. Parcul are acum o suprafață dublă unde craiovenii se pot recrea și se pot adăposti de caniculă. A fost realizat în special pentru tineri, pentru adolescenți, dar și pentru persoanele adulte care se pot plimba de acum pe aleile pavate cu piatră naturală, iar copiii au multe posibilități de a se juca aici. Foarte frumos, foarte frumos, dar cât o ține? De ce ziceți asta? Pentru că tot acum depinde de noi, nu? De noi. Cum păstrăm, așa avem. Dacă aruncăm o hârtie, cine o ia? Nu? Nu e frumos. Deci tot ceea ce avem trebuie să păstrăm noi. Zona mea e preferată
să mă joc cu copiii și să mă dau pe aparatele alea. Este foarte frumos, chiar necesita, era și înainte, dar de data asta chiar întrece orice așteptare. Are un plus de exotism, da, nu da. Există așa ceva. Nu mai există și în orice caz Craiova noastră plin de așa culoare și înflorește pe zi ce trece. Îmi place foarte mult, noi suntem aici în zona și știm foarte bine cum era înainte și acum chiar e ceva deosebit. O să venim mai des, că mai ales că avem trei. Și o să venim și la locul de joacă. E frumos, chiar ne place. L-am reamenajat aproape de la zero. Aici nu mai erau decât copaci și niște bănci rupte. Am dublat suprafața acestui părculeț. De asemenea, ne-am gândit că dacă tot este vorba despre parcul pedagogic, să facem și ceva educativ, mai ales că în zonă sunt două licee foarte importante. Și atunci, pentru cei care vor să afle cum este în Japonia sau cum arată o alee sau o grădină mediteraneană, cum arată o colibă africană, să putem practic să le oferim această călătorie în acest foarte frumos parc. La inaugurare au fost prezenți și ambasadorii Japoniei și Libiei în România, dar și o reprezentantă a ambasadei Greciei. Mă bucur că astăzi la Craiova a fost inaugurată această grădină, mai ales că are și o zonă cu specific japonez. Craiova este unul dintre cele mai importante orașe din România. Am observat că este foarte dezvoltat, că este un oraș cu multă industrie, dar care pune accent și pe cultură, pentru că aici aveți Festivalul Shakespeare. Am venit aici cu mult drag și vreau să vă spun că îmi place parcul foarte mult. E foarte frumos. Observ că au venit și mulți oameni. Aici se pot recrea, iar copiii pot să se joace, pentru că au totul la dispoziția lor. Mă bucur că am putut să fiu astăzi prezentă aici. Suntem dispuși să colaborăm, mai ales când vine vorba de proiecte educative, de protejarea mediului și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. După cum bine știți, în Craiova există o comunitate grecească foarte activă, așa că suntem deschiși oricărei colaborări. Întreaga suprafață a parcului va fi supravegheată cu camere video pentru a preveni și depista eventualele infracțiuni. Locul de joacă din acest parc a fost complet renovat, iar suprafața dedicată acestuia s-a dublat față de fostul loc de joacă ce se afla înainte în părculeț. Clasicii literaturii mondiale nu ar trebui să lipsească din bibliotecile noastre. Nu e neapărat o regulă să începi aventura literară citind un clasic, dar este definitoriu pentru formarea de mai târziu ca cititor. Din nefericire, puține edituri aleg să scoată clasici. Motivele sunt multe și diverse. Costurile sunt mari, chiar foarte mari, și depinde de ce drepturi de autor sunt în joc. Traducătorii și traducerea sunt alte probleme, primii fiind puțini și la mare căutare, cât despre rezultat, cititorul de clasici e foarte pretențios. Toate acestea, evident, se reflectă în prețul final al unei cărți, deloc mic, al unei cărți clasice, evident. Cu toate acestea, ultima apariție de gen ilustrează perfect motoul "Clasic e fantastic". Colț alb, Chemarea străbunilor de Jack London, aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. O poveste fascinantă de aventuri, dar plină de emoții. O carte minunată, citită și răscitită de generații întregi. Ilustrarea perfectă a idealului de prietenie dintre om și animale. Publicul de azi e însă mai tentat să știe ce mai e nou, ce a mai apărut, să fie prezent la lansări de carte, să se întâlnească fizic cu autorii. Rosa Montero și Javier Cercas sunt doi scriitori spanioli, reprezentanți ai noului val literar, cu o scriere puternică și fir narrativ provocator. Norocul Chior, așa cum îl vede Rosa Montero, e de fapt un fel de calmant literar, un imbold despre faptul că visele pot deveni uneori realitate. Romanele Rosei Montero, publicate acum și în România, au fost adaptate pentru piese de teatru, scurtmetraje, opere și instalații de artă. Munca autoarei a fost luată drept reper pentru cercetări universitare. Așteptați-vă la un noroc Chior citind acest roman plin de viață. Nu același lucru am putea spune însă despre Monarhul Umbrelor, o lectură ceva mai intimă despre războiul civil din Spania.
autorul Javier Cercas își investighează de fapt propria familie, un trecut personal incomod. Să iei lumea prin surprindere, crede Javier Cercas, e un act de reală îndrăzneală, iar Monarhul Umbrelor acum în librării demonstrează acest lucru. Vreau să încheiem, deocamdată, aceste recomandări într-un registru al sensibilității, la fel cum am început. Și vă invit să citiți Tandrețe, un roman rafinat despre senzualitate și cenzura ei, scris de Alison MacLeod. Despre Alison MacLeod trebuie să știți că a fost profesor de ficțiune înainte de a se apuca de scris, criticii considerându-o astăzi unul dintre cei mai buni romancieri contemporani. Nu vă spun mai multe despre Tandrețe. E un roman atât de frumos încât este musai să-l citiți. Expoziția de artă vizuală, introspecții textile, cuprinde ansambluri textile pentru decorarea unui interior sau obiecte textile cu caracter utilitar realizate de 9 tinere artiste, o masterandă și 8 absolvente ale Universității Naționale de Arte București, coordonate de doamna profesor conferențiar dr. Daniela Frumușanu. Pentru mine și pentru absolvenții mei și studenții mei, ar fi a cincea oară de când suntem prezenți cu expoziții în acest spațiu, și anume sala de conferințe a Muzeului de Artă Populară Profesor Dr. Nicolae Minovici. Expozițiile de artă textilă nu sunt atât de dese, atât de frecvente, cum sunt expozițiile de grafică sau de pictură. Oare de ce? Pentru că o lucrare de artă textilă se elaborează mai greu. Depinzi de combinarea unor procedee și tehnici de lucru. Lucrările au la bază două direcții clare, o direcție de natură metafizică și o direcție de natură organică. Teme inspirate după elemente din natură, fiecare lucrare invită publicul la meditație și restructurarea modului de a simți și a gândi. Aceste lucrări reprezintă rezultatul unei munci susținute de prelucrare și personalizarea elementelor selectate în scopul construirii unui univers artistic unic și seducător. Există o complexitate foarte mare a tehnicilor prezente în acest spațiu expozițional. Dar nu numai despre tehnici vorbim și despre utilitatea acestor lucrări, pentru că în afară de partea estetică, da, care este obligatorie și determinantă, putem vorbi și despre caracterul utilitar, pentru că suntem la o secție de un departament de artă decorativă. Da? Acestea sunt fie obiecte textile, cum avem exemplul caracatiței realizată de Simina Mirea, fie exemplul ariciului realizat de Ramona Șercăianu, care de fapt este un corp de iluminat. Aceste piese, alături de toate celelalte care reprezintă panouri decorative care pot ambienta un spațiu public sau privat, da? Deci acestea pot foarte bine să trăiască alături de noi în spațiul în care noi locuim. Toate operele prezente pe simezele expoziției din sala de conferințe a Muzeului de Artă Populară Profesor Dr. Nicolae Minovici militează pentru salvarea spiritului prin artă. La urma urmei, un pictor poate picta cu o mână cu 6 degete. Fiecare vede lucrurile în felul lui, cum fiecare adaugă la tabloul pe care îl privește ceva pe care pictorul poate îl ignoră, spunea artistul Jean-Paul Riopel.
Expoziția Riopel, bestiarul volant, prezintă operele lui Jean-Paul Riopel, punând accentul atât pe mister, cât și pe straniul care domina antologia transpusă în pictură. În stampe găsim uniunea dintre două tehnici, desen și pictură. Expoziția lui Jean-Paul Riopel, aceasta, este mai specială, pentru că Riopel este cunoscut încă din anii 50 ca fiind unul dintre principalii piloni ai artei informale, a expresionismului abstract de tip european. El a locuit cel mai mult și a creat la Paris. Lucrările sale foarte mari, extrem de puternice, abstracte, sistematic, pline de lirism, au fost înlocuite la un moment dat, spre sfârșitul anilor 80, de o experiență cu totul nouă a lui în natură. S-a întors în Canada și acolo s-a întors spre nord, spre locul în care gâștele polare albe, ele sunt obiectul bestiarului, subiectul și obiectul bestiarului volant pe care îl prezentăm aici, trec în drumul lor între Carolina de Nord și Polul Nord și se opresc într-o rezervație. Sunt doi riopeli, acela al modernității clasice, anii 50-60, până la jumătatea anilor 70, când încă se hrănește din ceea ce însemna paradigma abstractă a artei interbelice, dar după aceea, ca mai mulți artiști europeni și americani, face un fel de trecere spre mitologia proprie. În stampe găsim uniunea dintre două tehnici, desen și pictură. Jean-Paul Riopel s-a născut în anul 1923, iar în acest an s-a împlinit un secol de la nașterea sa. Opera lui, realizată în Canada și Franța, a fost inclusă în perioada anilor 60-70 în curentul expresionismului abstract de orientare lirică și informală. Lucrările expuse în generosul spațiu al Muzeului de Artă Recentă au fost realizate în perioada 1981-1984 la Cap Tourmont. Acolo, Riopel a găsit o oază de inspirație și a studiat, scris și descris în imagini plastice, ca un real artist cercetător, viața, aspectul și formele create pe cer de stolurile de gâște sălbatice. Expoziția Riopel, bestiar volant, de la Muzeul de Artă Recentă, poate inspira și surprinde iubitorii de artă abstractă și expresionistă până în data de 17 august 2023. Se împlinesc 154 de ani de la momentul în care pe străzile Timișoarei a circulat primul tramvai tras de cai din România și Europa de Est. Momentul a fost marcat prin scoaterea pe traseu a unui tramvai asemănător cu cel de pe vremuri. De plimbarea cu tramvaiul tras de cai s-au bucurat mai mulți copii dintr-un centru de plasament, însă zeci de timișoreni au admirat și pozat mijlocul de transport desprins din trecut. În 8 iulie 1869, pe o cale ferată pentru tramvaie lungă de 6,6 km, circula primul tramvai tras de cai din România. Vagonul era fabricat la Viena, iar tramvaiul era tras de 3 cai pe timp de iarnă și de 2 cai în celelalte anotimpuri. Pentru a marca acest moment special pentru Timișoara, conducerea Societății de Transport Public a decis să scoată pe traseu un tramvai asemănător cu cel de acum 154 de ani. Mijlocul de transport în comun a parcurs o distanță scurtă, din fața prefecturii Timiș și până în Piața Libertății. A fost însă suficient pentru a strânge zeci de timișoreni de toate vârstele în jurul lui. Cu toții s-au arătat încântați să vadă o bucată de istorie pe străzile orașului. Frumos! E ceva de mult, de epocă, e frumos! De-aia am și venit. Eu sunt singur, m-am oprit de la mâncare special să vin să văd. Mai rentabil decât astea din ziua de azi, care rămân blocate pe diverse trasee în oraș. Mă readuce în tinerețe și am în gând melodia lui Phoenix, ei tramvai tras de cai. Mă bucur foarte mult că am această ocazie să văd și o cai din apropiere, că doar trăim în Timișoara. Something different. We don't have something like that in Greece. Trasul vagonului pe șinele de tramvai nu a fost o muncă ușoară pentru cei doi cai înhămați la mijlocul de transport în comun. Sunt antrenați, au un antrenament treptat care se face și mai ales rasa Nomius care o deținem se prestează foarte bine la atelaje, la călărie. Sărbătoarea primului tramvai tras de cai din estul Europei coincide la Timișoara cu sărbătoarea transportului în comun. Ca atare, în piețele Libertății și Unirii au fost amplasate tramvaie care spun istoria transportului în comun din Timișoara. Acest tramvai galben se vor desfășura activități culturale începând din această seară și noi dorim ca în fiecare weekend. Vagoanele trase de cai au circulat vreme de aproape 30 de ani. Ulterior au fost retrase în depou și înlocuite cu tramvaiele electrice.
Astăzi, la Ateneul Român, familia, prietenii, dar și personalități ale vieții culturale românești și-au luat adio de la Valentin Gheorghiu. Este un ultim omagiu adus marelui pianist și compozitor de talie internațională. Un om extraordinar. Ne cunoaștem de o viață, aș zice, și sigur ne leagă multe amintiri comune, multe concerte. Îl vom conduce pe ultimul drum, deși ne despărțea aproape jumătate de secol ca vârstă, ne-a considerat prietenii lui întotdeauna și, mă rog, el m-a chemat să fac parte din trioul pe care l-avea împreună cu Radu Aldulescu. Am făcut integrala sonatelor de Beethoven împreună. I-am imprimat trioul care nu se mai cântase din 56, după cum ne mărturisea. Și a zis, zice, dacă nu erați voi, nu mai cânta nimeni la trioul meu. Și, iată, sunt tot felul de amintiri comune care astăzi dor. Unul dintre cei mai mari artiști români din ultimul secol, o legendă a muzicii universale, așa cum a spus, pianist și compozitor, dar deasupra acestor lucruri un om excepțional. Poate este unul dintre oamenii care au dus modestia pe cele mai înalte culmi ale sincerității. Avea și umor, iubea oamenii cu o dăruire și cu o dragoste cum n-am mai întâlnit niciodată. Îl consider un prieten drag, l-am considerat toată viața și îl voi considera în continuare. Valentin Gheorghiu, din punctul meu personal de vedere, mi-a fost și un mare, mare prieten. În afară de faptul că am cântat multe concerte împreună, concerte publice, am realizat împreună o serie de înregistrări care au rămas pe CD la Electrecor cu Filarmonica din Cluj, printre care 5 concerte importante care sunt, cred, model, puncte de referință pentru pianistica românească împreună cu Valentin Gheorghiu. Mi-a făcut cinstea să mă considere nu doar un coleg, ci un adevărat prieten. Relațiile noastre au fost extrem de strânse, sufletește și nu doar sufletește, profesional, sufletește și spiritual, aș spune. Faptul că ne-a părăsit lasă un gol care nu poate fi acoperit de consolarea vârstei înaintate pe care a avut. Golul este gol. Cineva există sau nu mai există. L-am cunoscut pe maestrul Valentin Gheorghiu atunci când pentru prima dată m-am ocupat de concursul internațional Georgenescu. Era membru al juriului și a fost momentul în care am învățat ce înseamnă bunătate, modestie, emoție, implicare și profesionalism. Maestrul asculta cu atâta atenție toți candidații care s-au înscris la concursul literatural Georgenescu, era anul 2007, și pentru un copil, pentru că eram un copil, aveam 19 ani, pentru un copil ca mine a fost foarte important să am un asemenea model. Model care mi-a rămas pe tot parcursul vieții personale și profesionale.